seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Secretelor Sănătății. În cadrul acestei emisiuni, în această seară, am să vă prezint o mâncare dietetică de cartofi. Pentru aceasta avem nevoie de cartofi curățați, făină de mălai cu puțină sare și apoi un dressing pentru ei din usturoi, orez și ulei. Pentru cartofi vom pregăti o tavă. Luăm o tavă de teflon, dacă tava nu este din teflon și se leagă, se poate pune o hârtie pergament pentru a nu se lipi. Vom tăia cartofii în 4 sau în 6, depinde cât de mari cartofi avem. Așa. Și fiecare cartof o să-l dăm prin mălai în care se pune puțină sare. Apoi îi punem la cuptor. Cuptorul este pornit ca să fie încins. Deci, aici vom pune puțină sare. Sare neiodată și sare de sac. Deci, în mălai se presară puțină sare. Apoi, fiecare cartof, așa umed, îl vom da prin mălai. Și îl așezăm frumos în tavă. Ei se vor coace foarte frumos, iar mălaiul de pe ei va fi crocant și cu sosul sau dressingul de usturoi pe care îl pregătim sunt deosebit de gustoși. Sigur că asta putem să facem și cu altceva. Se pot da și prin susan, se pot da prin semințe de in, prin semințe de mac, dar cu mălai ies foarte gustoși. Cuptorul este încălzit. Este o mâncare simplă și foarte ușoară și dietetică. Se poate consuma seara foarte bine. Deci, după ce am pregătit cu mălai, mălai cu puțină sare, așa, o să-i aducem, să-i punem în rolă, cuptorul să fie bine încins și ei imediat se vor umeni și puțin se umflă la suprafață. Deci, aceștia sunt preparatele de cartof. Iar până când ei stau la cuptor, o să facem un dressing din usturoi cu orez și puțină lămâie. Pentru asta avem nevoie de robot. În robot vom pune orezul. Orezul fiert, foarte bine fiert. Se adaugă în robot. Așa. Vom pisa câțiva căței de usturoi. Puțină apă. Și să nu uităm puțină sare. Menționez sare neiodată, sare de sac. Este cea mai sănătoasă sare. Și acum îl mixăm. Foarte puțină lămâie.
Deci puțin, foarte puțin, puțin, o tentă acrișoară să-i dăm. Așa. O mixăm și adăugăm ulei presat la rece de floarea soarelui până când îi dăm consistența care o dorim. Deci o mixăm și punem ulei de floarea soarelui. Menționez presat la rece. Vedem dacă este destul de consistent. Vedeți? Este ca o pastă. Miroase foarte bine. Usturoi. Așa. Și acum să vedem ce fac cartofii noștri în cuptor. Acum ne uităm la cartofi. Să vedem, s-au rumenit foarte frumos și sunt foarte frumoși, dar voi cum observați. Uitați. Și puțin s-a umflat coaja de pe ei. Foarte bine arată. Și aceștia îi vom aranja acum pe un platou. Luăm un platou pe care îl ornăm cu puțină salată sau așa, salată, măsline, salată creață, salată verde. Așa. Și pentru că sunt fierbinți, îi aranjăm frumos în tavă. Miros foarte bine. Iar apoi o să adăugăm dressing-ul care l-am pregătit și care este foarte gustos. Sigur că se mai poate adăuga pe ei, dacă doriți, un dressing de ulei cu lămâie sau mujdei de usturoi. Așa, și acum din dressing-ul pe care l-am preparat, o să punem pe fiecare cartof. Așa. Și o să se servească cu salată. Miroase extraordinar de bine, sunt foarte gustoși. Vă rog să încercați, că nu o să regretați. Dressingul ăsta este extraordinar de mirositor și gustos. Deci, aceasta este mâncarea de cartof pe care o putem servi, de exemplu, seara la cină. Este dietetică, este ușoară, nu ne îngreunează digestia și este o mâncare la îndemâna oricui. Sigur că, dacă doriți, se mai poate adăuga ulei ca să aibă grăsime și sunt deosebit de gustoși și de apetisanți. Se mai pot pune și măsline. Să punem și câte o măslină. Se pot consuma și cu salată. Aceasta este mâncarea de cartofi pe care v-am prezentat-o în această seară. Vă doresc poftă bună și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!